Pentru drumul pe se fac. Români, conceptul de supermarket fără angajat sau casă de marcat, care a ajuns și în România, îți ia banii magazinul direct de pe card. Pentru a putea achiziționa produse din noul magazin, clienții trebuie să-și instaleze mai întâi aplicația retailerului, în care vor adăuga un card bancar. Apoi, la intrarea în magazin, trebuie să scaneze un cod QR și aleg produsele. Trebuie să mai cumpărăm o apă și poate ceva dulce. Fiecare produs este cântărit pe raft și dacă vrem să returnăm unul dintre produse, va trebui să-l punem exact în același loc de unde l-am luat, pentru că altfel sistemul nu îl va recunoaște ca fiind returnat. Când ați terminat cumpărăturile, pur și simplu ieșiți din magazin. Acesta este bonul fiscal pentru produsele pe care le-am cumpărat din magazin, iar plata se face prin retragerea sumei de bani pentru aceste produse. Noul concept promite eliminarea cozilor și o experiență mult mai rapidă pentru cumpărături. Care sunt riscurile, domnule Tăbăcaru? Dumneavoastră ați călătorit, ați cumpărat în multe feluri, din multe locuri. Ce riscuri există în acest moment dacă cineva ți ia banii de pe card? Doamna Brăzilă, noi am vorbit și pe lângă emisiune. Deci eu am fost în California și v-am povestit, a zis, bă, măcar de curiozitate, că nu văzusem magazinul ăsta. Eu eram cu alea, că domnule, stai așa, că sunt numai două casierii, ca pe vremuri, pe bani, te duci acolo și zice vânzătoarea, atât ai să dai neacornele, și alea unde te duci și scanezi tu și treaba ta, să fii sănătos. Am văzut, imediat ajung la ăsta, am văzut că în România acum, sigur, domnule, să terminăm, domnule, casierii ăștia, că nu e bine. Și atunci să facem numai de alea automate și noi la casieri le găsim de lucru ce să vorbesc. Și cu asta am terminat șmecheria și cu, domnul, sigur le luați spatea sau mai punem o roșie. Bun, hai să venim la magazinul ăsta. Reporterul nostru foarte avizat, acum câteva secunde, a spus un lucru. Băi, eu m-am dus și am luat punga asta. Și după 4 pași, 5, 10, zic, aoleu, stai așa. Păi așa, că nu mai vreau, că nu mă obligă nimeni, da? A spus așa, trebuie să te întorci și să o pui la locul de unde ai luat-o. Dacă mai ții minte. Stați așa. Păi mă, mâncați-aș gura, eu de regulă... Atenție la limbaj, vă rog. Da, așa zice ăștia care e așa. Băi, băieți, eu de regulă o iau și o luăm dreptul pe magazin, că vin ăia, că-s băieții aia pe acolo, care le iau, lașează, le pun înapoi. Să mă duc să o pun înapoi exact de unde am luat-o? Nu, eu. Da, eu de la... Deci există riscul să nu mai știu unde ai dus-o, tu de unde ai luat-o, doamna, și să o plătești fără să o iei, nu se duce nimeni acolo, fapt, să nu? Stea după... El ia omul, vine, aoleu, îl sună nevasta. Ai luat, bă, ceapă? Da, nu te-am zis să iei ceapă. Poate ne învață să fim mai organizați un astfel de concept. Te duci cu listă, deci, și nu te-am luat de la listă. Că comercială, ca să facă vânzări mai mari. A doua, care eu am văzut-o cu ochii mei. Și n-am nicio problemă să vorbesc cu stafful oricărui magazin din ăsta. Sunt și eu de 40 de ani în America. A fost așa, că omul a ieșit afară. S-a uitat pe bil, cum zic ei, de s-a uitat pe nota de plată din telefon, unde banii au și dispărut, și a zis, n-am luat eu, frate, nibahar. Uite aici coșul, că n-am luat. Că l-o fi băgat în buzunar între timp, e treaba lui. Și cheamă security și spune, băgicule, uite bă tu, ce scrie aici. Da, și e nibahar. Bă, vezi tu la mine în coș e nibahar? Nu văd. Cum facem, domnii de la magazinul ăsta? Păi știe domnul doctor, care a fost înainte și șef la ANPC. Ia zice, domn doctor. Eu pot să vă spun că dacă aș fi acum șef la ANPC, de eu sunt convins că nu trebuie să-i dau sfaturi nici lui Horia, nici lui Paul. M-aș uita foarte atent. Mie mi se pare totuși o practică comercială abuzivă și vă spun nu, și de ce. Vă spun și de ce. Există un anumit mod de a face vânzări. Să nu poți să intri și să ieși decât făcând o spirală așa. Okay. Există și astea multe magazine. Dar totuși să te întorci la un raft într-un magazin mic, să zicem că e foarte simplu. Dar într-un magazin foarte mare, să te duci să te întorci la raft, nu mai faci. Și atunci, probabil, cu produsul ăla dorit mai mult sau mai puțin, rămâi. Îți apare și cred că, nu știu, nu
nu vreau să fac mai multe precizări. Uite, eu dar fac. Eu m-aș uita cu, dacă m-aș nimeni, uita cu foarte mare atenție. Pare a fi o practică comercială abuzivă. Și cu asta am spus tot. Păi nu, că asta este de lege. Domnule, omul nu face nimic abuziv. Omul te-a adus un magazin. Un concept. Poți să te duci dacă vrei, dacă nu-ți place, nu te duci. Cu totul altceva. Deci, domn doctor, eu nu sunt corect. Nu sunt. Așa, și ce mă faci tu corect? E, și eu mă duc și... Asta înseamnă că un agent de pază trebuie să percheziționeze, ceea ce are de regulă. În America, în jurul acestor magazine, vă rog, citiți, că aveți Google, zice așa, nu mai poți să chem poliția decât de la $1,000 în sus, ciordală. Corect. Ai ciordii sub 1,000, corect. Nu dar știți de ce, domnul Tăbăcaru? Pentru că asta e o măsură socială. Bravo, tocmai ca să nu moară de foame. Lasă acum, să fure să nu moară de foame. Doctor, dar de la asta au pornit. Exact. Că exact. Ăla care moare de foame, el merge acolo unde e gheața subțire. Exact. Și unde? Dacă îmi permiteți foarte scurt, 15 secunde. Dar eu cred că totuși acesta este viitorul. Indiferent că ne place sau nu, sunt magazine inteligente. Până la urma urmei... Inteligente, dar nu păcălicioase. Haideți să vedem și pe cine din piața Obor, chiar un ministru.